10 de camioane, escavatoare și buldozere au fost mobilizate pe șantierul drumului expres Galați-Brăila. Lucrările se desfășoară inclusiv pe timp de noapte, un astfel de ritm de execuție fiind atipic pentru șantierele de infrastructură din România. Elocvente în acest sens sunt filmările din dronă prezentate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, filmări în care se poate observa derularea lucrărilor la terasamente. Drumul expres va avea o lungime de 11 km și va asigura conexiunea cu viitorul pod peste Dunăre. Lucrările sunt executate de companiile din grupul UMB, deținute de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu. Valoarea contractului este de 372 milioane de lei, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene. Lucrările la drumul expres au început în toamna anului 2021 și ar urma să fie finalizate în cursul anului viitor. Viitoarea legătură rutieră este prevăzută cu două benzi pe fiecare sens de circulație și este proiectată pentru o viteză de 120 de km pe oră. Drumul expres Galați-Brăila va avea indicativul DX6, iar lucrările vor include și realizarea 3 poduri, 2 viaducte și a unui pasaj de trecere.